Bine, v-am găsit review smartphone-ului Nokia X21, un device care nu se teme să iasă în ploaie sau să se joace în praf. Avem de-a face cu promisiunea durabilității, precum și a unei baterii care rezistă până la 2 zile în condiții de utilizare medie. Să vedem dacă Nokia X21 își ține promisiunile. În cutia simplă și robustă găsim telefonul, care arată foarte bine. Este robust, avem de-a face cu margini cauciucate și un design care pare să reziste la orice. Corțurile sunt protejate de TPU și o parte din spate din policarbonat rezistent la șocuri. Certificările IP68 și IP69 capa îi conferă o rezistență aparte la apă și praf. În plus, poate supraviețui căderilor de la 1,8 metri și poate fi folosit într-o gamă rară de temperaturi. Este creier construit pentru durabilitate. Vine cu 3 ani de garanție și upgrade-uri la sistemul de operare și 4 ani de update-uri lunare pentru securitate. În cutie pe lângă telefon mai găsim acul pentru accesul la compartimentul cartelurilor SIM, care este situat în partea de jos, manualul de instrucțiuni și cablul USB Type-C, însă nu găsim un încărcător. În partea de sus avem un buton pentru accesul la contacte de urgență, precum și portul jack, ceea ce este excelent pentru un smartphone din 2024. Nokia X21 are un design care pare să reziste la orice. Are margini și corțuri cauciucate. Are o parte din spate din policarbonat rezistent la șocuri, iar certificările IP68 și IP69K îi oferă o rezistență aparte la apă și praf. Nokia X21 folosește un procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB de RAM. Acestea promit o performanță atractivă pentru segmentul său, segmentul mid-range. În ceea ce privește software-ul, avem Android 12 cu promisiunea 3 actualizări majore și a 4 ani de patch-uri de securitate lunare, după cum ați văzut în interiorul cutiei. Camera doar din spate pare promițătoare, are un senzor principal de 64 de megapixeli, iar imaginile sunt naturale, deși par puțin întunecate. Pe partea frontală avem un senzor de 16 megapixeli. Și acum să intrăm în meniul camerei foto. Avem modul de cinema, care acceptă doar modul peisaj. Putem folosi zoom 2x în acest caz. Modul video, fotografii clasice, bokeh live, night, mai multe. Avem ultra video stabil, timelapse, modul pro, precum și fotografie în rafală. Modul dual sight. Precum și modul speed warp. Displayul de 6.49 inch are o rată de refresh de 120 Hz și oferă un contrast bogat. Am intrat în asta nouă pentru ca voi să vedeți cum arată ecranul lui Nokia X21 atunci când este folosit la adevărata valoare, precum și cât de puternic este redat sunetul difuzoarele stereo ale telefonului. Nokia X21 oferă conectivitate 5G și Wi-Fi 6, are o baterie încăpătoare de 4800 mAh și promite până la 2 zile de utilizare, ceea ce este impresionant pentru un smartphone atât de robust. Nokia X21 nu este nici cel mai subțire și nici cel mai ușor telefon, măsoară 10,5 mm în grosime și are o greutate de 231 de grame, însă asta îl face un smartphone foarte rezistent, după cum v-am spus, oferă
rezistență la apă și praf, precum și la căderi de la 1,8 metri. Vă invit să-mi recomandați și alte gadget-uri Nokia pentru teste și să-mi spuneți părerile voastre despre acest device și să vă abonați, bineînțeles, la canalul meu de YouTube.